lipsa de nimic. Tovarășii noștri sponsorii noștri, Coco și Roxy, cu ieșita lor pe aderații, mi-au oferit, v-am și arătat cadrul trecut, această serie de XXL, 12 erau, acum am văzut scheia mare în fața mea, avem 9. Vom face 9 pizza cu 9 nebunii, doar cu expirăciuni și cu chestii, în mare parte, primite de la ei. Astăzi o facem pe prima și încet, încet, acest episod va conține cele 9 modele de pizza. Avem niște șonc expirat, spus prost expirat, aceasta este sarea, avem niște crânați de MH, avem niște șonc, avem 2 modele de crânați diferit, avem niște unt, avem un ardel, avem un ardei iute, avem niște friptură, afumătură, avem o superbă brânză de oaie, avem niște roșioare sherry de la Revelion, niște usturoiași, avem sosuri expirate, da? Astea sunt niște exemple. Cu fiecare dintre voi ce aveți prin frigider, se poate face ceva. Procedeul este foarte simplu. Ungeți suprafața uscată a lipiei. Lipiile astea, așa. Ungeți-o. Ulei de măslan. Ulei, numai cu vazilină să nu ungeți. Unt sau altceva. Și începeți să ornați cu ce aveți prin frigider. Asta am eu acum, care trebuie să se expulzeze. Prin acest procedeu, ne vedem la montare în câteva secunde. Stați prin zona! Bun. Deci noi vă arătăm acum din puținul care l-aveți în frigider. Că dacă aveți din multul din frigider, vă comandați pizza. Că asta e toată ideea incinte, iubiții mei de la așa. Da? Doar că mi-era un pic greu, am pus unt. Untul e tare. Când untul e moaie, se topește. Da? Avem aici o pastă ușoară. Auzi cum vine, exact ce ai vrut-o. N-o să ungem acum, nici măcar n-o să ungem asta. Asta nu e nici ketchup, nici pasta de roșii. Asta e fel de chestii care trebuie terminat așa. Mi-e plac lucrurile când se termină. Poveștile de iubire sunt poveștile de terminate încă. Bun. Avem asta, da? Ce facem? Luăm feliuțe din astea de asta și urmăm. Da? Ornăm cu ce avem, dragilor. Bineînțeles, Luca Novac ne încântă. Dorogoata acum nu mai există în Banat. De circa 20 de ani. Eu filmez tot ce nu mai există. Da? Bă, cât e prima oară, vă spun sincer, e prima oară când fac. Nu punem mult. Că dacă nu e bună, o dăm la căței. Dar cine înainte de căței trece prin stomacul meu, tati. Da? Și punem câte o roșiică. Roșiile astea le-am de la Revelion. De la tovarăș. Încă ultima casă, ultimele câteva bucăți de la tovarășii. Bucovinen, nu? Și tovarășul Robert Denis. Așa. Nu trebuie să vorbesc prea mult, că vorbește maestrul nostru Luca Nova din Torogoată. Ornăm. Avem măsline de la Coco și Roxy. Parteneriatul nostru. Așa. Măsline cu sâmburi rambursabil. Nu punem multe măsline de astea, că sunt cam sărătură. Și cu brânza de oaie de la tovarășul Blix. Nu dă bine. Ar merge un cașcaval, o mozzarella, dar era o dăm în altceva. Luăm și rupem așa măcățele. De chestii. Așa. Din ce am auzit, se va face crocantă pe margine. Eu cu mâna care mai e rost. Este white barbecue sauce de la magazinul de gunoaie. Așa se 2020. E de mult aici la noi. Boralecu, s-ar numi. Da? Nu pui mult, să pui, mă, să pui. Este oregano, la rație, nu mult. Mă, să-ți dea gustul de... Și pentru mine, este... Piper. Mai curi să fi pus și aici. Bun.
și acum mai buclucașă problema ar fi băgarea. Scoaterea îmi place, dar băgarea... Mănușițile, sărut mănușițele. Tava din gunoi de la ratatele care zic, bă, dar o bag cu tot cu asta, mă! Și ceau, ceau! O bag cu tot cu farfurie, tată! Păi de așa și-a stat 5 minute. Acum vedem ce este pentru prima oară. Nu, și-o punem așa aici. Ceau, ceau. Să vedem pe ceas că-i. Și-am zis. Miroase foarte bine oregano combinat cu roșii. Și restul mirodenilor. Tava arde. Nu știu la ce săftire a făcută. Dar, tovarăși, singurul ce o să mai fac, o să trag un pic cu lingura, un pic să ajungă și pe capăt. Ea este puțin crocantă pe capăt, dar dacă tragem, mai că facem așa în plan, o să tragem numai așa încet. Acum, cât e, că eu le-am pus pe capăt, dar ele s-au lăsat datorită farfuriei. Trebuie să luăm exactul ăsta pentru... Iar ce vedeți acolo este untul. Untul trebuie să fie predominant să înmoaie lipia. O să o lăsăm un pic să se încheje, da? Cât să... îmi place foarte mult. Asta este prima pizza făcută din blat, tata. Din blat ca divizia. Asta e. Urmează doiul. Tai-o. Bă, având vedere, e prima pizza pe lipie. Crocanțită ușor. O să știi, nu te bascula acum la sfârșit. Acum facem așa faza aia românismul, știi? Nu, cu furculiță și cu tip. Nici n-am luat prima gură. Vă zic de acum o să mai facem. Greșeli, prea mult unt. Primul lucru, prea multă grăsime. Dar-mi dă rău. Doi. Mirosul. Mirosul vostru. Clasic de pizza. De pizzerie. Pizza pe blat. Asta e pizza, nu, e blat. Tovarăși, urmează 2, 3, 4, până la 9. Am zis. Hai că e bine așa, mă. Mi-i poftă. Am dat lăvitura. Doiul. Zici că cine știe ce fac Schmetterball cu ea. Excelent coc. În a face... Deci, ce am învățat din prima? Facem ceva mult mai important, da? Ungerea. Și ungem exteriorul. Interiorul e uns deja. E umed ca izvor. Numai atât o să facem. Pentru că mi-am dat seama că ungerea interioară o să șoia de la mezel la coada la Sandibel. O votră la un salar și o pereche veche de jerși. Și aceasta a doua o să ne spună tovarășul nostru dacă îi va place. Dacă nu îi face, îi fac rambus. Așa. Ungerea tata. Ungerea tata. Hai-o. Acum, man, o iei, o bagi înăuntru, ce faci? Mă, o iau și o bag. De data asta am învățat de la prima pizza, am pus numai surplusul de unt sau ulei de măsline pe exteriorul unde s-a făcut crustă. Am pus cascaval vegetal și niște ingrediente mai pentru tine, așa, știi? Fără niciun condiment, că tu ești mai pe fiecare după gusturile lui. Asta am spus și eu, fiecare la locul lui. O iau și o bag. Stai, nu pot să o bag. Trebuie să o bag cu o singură mână. Dacă o bagi cu două, e păcat. Îmi pun mâna pe mâna nelovită. Stai, că dacă îmi las pe picior, las pe piept. Eu las pe piept. Ar buna. Ăsta-i doiul. Doiul. Doiul din nouăle. Verifică ceasul. Ceau, ceau. Scoaterea. Mie băgarea îmi place mult, dar și scoaterea e faină. Poftă bună!
La 2. Ia, altfel. Iar vin de la Coco și Rocky în timpul săptămânii și tovarășii mei șorloate lipite de la săptămâna XXL de la Lidl de vreo 2 săptămâni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dacă nu mă înșel când îți 10 bucăți și-au folosit una. Nu. 12 ori 25, nu, asta e așa. Ia să le întoarcem o țăr cu partea moale. Le băgăm la frigider și le vine rândul și lor. Dacă să le scrie că după deschidere trebuie puse la frigider. Câte bucăți? Că nu am văzut scris bucăți. Unde am scociu? Așa. 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 Acum noi nu avem un plan să gătim asta. Avem alte chestii. Măi, nu știu câte scrie, n-am cumpărat niciodată atâtea. În fine. Grație, pură. Le vine rândul lor. Deocamdată astea nu expiră. Stau foarte bine. 21-6. Ha! Pizza 3, tovarășii mei dragi, este identică ca pizza 1 la compoziție, doar cu câteva felii de ardeiuțe de Kaufland, jalapeno style. Așa numai de design. Dar cu încă o lipie deasupra, că o ungem și pe asta cu unt pe margine și punem folie. Hai! Am usus pe asta pe margine. Deja o dăm, o sandwichim. Și am salvat este de la o tavă care n-a lăsat, n-a stricat celofanul, staniolul. Ca să o lăsăm mai mult un pic, să se întrepătundă, să se înnoaie puțin mai tare lipia. Hai! Trebuie să recunosc că pentru traiul ăsta am lăsat un pic mai mult în ăsta. Oh, perfect! E cum am sperat. Am lăsat un pic mai mult în cuptior. Cred că e curent. Să sperăm că se înmoaie lipia, să nu se mai întrească pe margine, să nu se... Ăsta-l mai folosim, staniolul, bineînțeles. Ia să vedem, acum este mai moale? Da, este mai moale, putem să o lăsăm mai mult. Este mai moale, nu s-a prins, nu s-a așa, să o lăsăm mai mult, tovarășii. Am lăsat-o vreo... peste 15 minute. Și este moale, 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 moale. Tovarășe, tovarăși. N-are rost. Nu l-aveam. Dacă nu l-aveam, nu l-aveam. 8,50. De jos, de la 38. Ar fi să-l spăl un pic, dar acum n-am stare. Ciao, ciao! Ciao, ciao! Un excellent ratio coc trebuie să aibă micile scule. Fiecare cu scula lui. Bun. Asta e tăpăraș. Pizza 3. Când am spus că am lăsat peste 15 minute, mă refream și așa o să le fac pe toate de acum. Moale, lipită, închegată. Ia. La cuptor mă refream. Îmi place să filmez greșelile, ca să vedeți, cu drag. Nu fac la perfecție orice. Unu și doi,
În 1 s-a făcut marginea. În 2 am pus unt. Tot s-a dărâmit. În 3 am pus folie. De acum nu mai am folie. Și merge și cu 2. Punând 2 blaruri. O să mai fie 9 pizza. It's a fact. Pentru pizza 3, dar blatul 4, pentru pizza, nu, pentru pizza 4, blatul 5, am făcut 2 dimineața, 3, dar pizza 4, blatul 5. Punem compoziție doar roșioare, Ardel, am pus niște pastă picantă de la partenerii natul nostru și împânzim cașcavăluț. Vegetal, bineînțeles, cu economie. Nu mult. Abia aștept să le arăt la Coco și Roxy. Nu invenția mea. Ideea asta. Așa, bineînțeles că punem și vânză sărată. Ok. Nu se risipește nimic. Rupem niște bucățele de vânză sărată de oaie de la tovarășul Blix și cuptorul. Bineînțeles că piper și oregano în toate am pus câte puțin. Bineînțeles, preferata mea, știți care este, de acum vă spun. Știți voi care e pizza mea preferată. Păi da. Folia care nu s-a aruncat, bineînțeles, cu economie. Ce poate se întâmplă? Să se lipească puțin folia de ăsta? Bagabonții se strâng în curtea școlii, la folii și dispar când vin gaboii. Cuptor și vedem ce iese. Pizza cașcavali. Mai dăm așa un pic și mai jenă să se întărească după aia, apoi am luat puțin folia. Am lăsat 20 minute. Dar sunt foarte fain cum arată. Folia asta o menține să fie... Miroase exact cum vreau eu să miroase. Și eu nu-s mare pizzar, eu șaormist. Hai, pofta. Pizza 4, blatul 5. Na. Opa. N-are rost. Pe lângă cașcavalul vegetal. Wow. S-a topit împreună cu mâza de oaie sărată. Uleiul din tochitura de ardeiuți. Poate. Facem noi și cu blat. Uitați-o. Nu mai pot de pofta. Prin 2017, eu cu tovarășul Mihel, pace în casă, căutam rații pure la Selgros. La Selgros și la Metro sunt Horeca, pentru restaurante, cu cât e cantitatea mai mare, cu atât este mai ieftină. Și boala din mine dă peste calupul de 2 kg de jumate de cașcaval vegetal pe la 20 de lei. Boala din mine și-o cumpără. N-am știut la ce să-l folosesc. Am pus eu puțin pe sandwich-uri calde, am pus puțin pe omletă, gol, nu-mi plăcea. Tovarăși, majoritatea produselor Fornetti, toate care sunt colțunași, langoși, sunt făcute cu cașcaval vegetal și nu zic de răutate, de economie, de altceva. Topit este foarte bun, atât. Mai tot îl mâncam crud și nu simțeam.
Pizza 4, blatul 5. Vă recomand. Dar eu, pizza 5, blatul 6. Mi-e foame și am uitat să pun pasta de roșii prima. Dar nu e bai că o pun după. Am renunțat la unt, ca să nu mai fie grăsime, pentru că folia de stanier își face efectul foarte bine. Și hai să o băgăm la cuptor, că bine, mai punem ceva pe ea. Mai avem 3 blaturi. 6, 7, 8. Pentru că într-un din blaturi am pus, într-un din pizza am pus 2 blaturi. Întrebare bolnavă. Cum ar fi să punem niște cartaboș în pizza? Încercăm? Ba, eu am o bucată de cartaboș din congelator. Eu am dat un exemplu. Cu ce puteți să faceți pizza? Ca și la paste și ca și la altceva, se poate face cu orice. Eu fac asta pur și simplu de test, așa cum mi-am făcut mai de mult, sandwich-ul cu tobă. Ia să tai eu un pic aici. Așa. Punem de test. Este un cartavoș foarte puțin afumat. De fapt, ăsta, dacă nu mă înșel, este neafumat, exact, de la participarea mea acolo, ok. Deci, organe. Atâta voi face, voi da pelița jos acum cât e tare. Și bine așa. Bine, eu puteam să, în ghilimele, să mint, să spun că-i cârnați. Noi nu mințim la canal. Cum pizza mea pe frate cea cu pește. Aia se mâncă ultima. Așa. Avem bucățica asta mică. Pizza din Lipi, mă refer. Noi acum suntem la stadiul Lipi. Și ne pregătim să ornăm cu sosul mestecat din mai multe chestii. Am folosit un sos din mai multe tubulețe care ți-au rămas. Dacă ți-au rămas mai multe tubulețe, pui apă doar într-unul, foarte puțin, și faci un sos. Dacă pui în mâncare, poți să torni direct. Și-s curios cum iese pizza asta cu cartaboș. Grea nu-i că cartaboșul nu i-a fumat. Aia v-am spus. Plătite cu cartaboș. Nu, am pus cam mult. Nu-mi fac grijă. Cel mai important este aici folia de aluminiu care face tot. Și anume nu lasă acest wrap, această lipie, această tortilia, să se întărească mai mult decât e nevoie. Așa, găsește bucățele aici. Dacă e vorba de cartaboș, punem un pic de praf de usturoi. Bineînțeles, brânză, salată. Aici închid camera. Oricum o numim pizza noi cu economie, că noi asta vrem să prezentăm, că se poate face cu orice. Pe fiecare am pus puțin de cașcavaluț. Aici folosim un cașcaval vegetal la ofertă. Deci are sosul făcut din mai multe borcanele de sosuri de rămase. Puțin de apă, cartaboș. Hop! Bineînțeles, oregano clar se va pune. Așa, puțin, nu mult, cât să simt, simplu, pofta. Repet, foarte important de știut, nimeni nu te ascultă dacă nu ai nimic de spus. Mai important e că
în 2022 s-a întors stofaș. Folia de aluminiu. Prin folia de aluminiu poți să lași și 15-20 de minute. 15 o cam lăsăm noi maxim la cuptor și astfel lipia rămâne moale și condimentele se întrepătrund. Corcul e fin. Bineînțeles, folosim aluminiu și pentru următoarea. Logic. Așa. Ia să se vedem, să surprindem pizza cu Cartaboș, nu cu Cabanos. Destul de bine. De mirosit, miroase. Cum trebuie. Pizza 6 blatul 7 are o culoare extrem de ciudată, dar drăguță, din sosurile făcute, opa, de mine, din greșeală. Pizza cu Cartaboș. Singurul ce-i sărat pe ea este brânzica de oaie de tovarășul Blix. Țineți minte, având în vedere că cartăboșul nu este afumat, el are textura unui pateu, a unui leba, odată ce este afumat, până este mai puțin de jumate. Că altfel pică greu ca un croșeau aplicat la ficat. Pizza 7, blatul 8. Am găsit la gunoi un cuptor cu microunde și nu mi-am luat din el decât acest vas rotund de improvizat de pus pizza la cuptor. Pizza, mă refer, a stat pe blat. Că ce fac eu, o fac în tavă. Și vine așa. Începem să o rână. Era ceva costiță care avea deja primul lipiceală pe mână, primul semn de lipiceală pe mână, i-am dat o apă și v-am spus, aceasta este tentativă de pizza pe lipi rapidă. Punem și bucățele din astea. Când îi... Când avem materiale sărate în pizza, n-are rost să punem, hop, sărături multe. Când avem sărături multe în pizza, șunculițe sau ce punem, nu punem acest brânzet de oaie, perfect. Așa. Penultima bucățică de cașcaval vegetal s-a adăugat. Pizza 7, blatul 8, iar apoi pizza mea preferată. Pizza 8, blatul 9. Pizza 7, blatul 8. Tentativa de pizza 7 din Lipie. Yo-yo. Pizza 7, blatul 8. Cu fiecare din aceste... Tentativă de pizza pe lipie. Mi-am dat mai bine cum trebuie făcut. Pafuia pun fiind puțin în sus. Ne lăsa banda mai mare. Ne vedem la ultima pizza. Cea copertă. Foarte bine, foarte bine lucrată. Și acum pizza mea preferată, tentativa de pizza pe Libie, pizza cu pește. Am desfăcut o conservă de herring și sosul de roșii. Îl vom turna aici.
tot din conservă, ca să pot să tor în conținut și să mă rulisesc puțin. Pizza, felipie, de pește. O să le facem variantele astea, nu toate, și reale. E clar. Nu vreau să-mi conținut aici. Să nu pun bucățile așa, să mă rânțin. Ei, mai curge un pic, nimic nu se, nimic nu se aruncă. Și asta dacă era pisica lângă, o dădeam și la pisică. Mă rânțim așa. Nu punem fileurile pe ea. Nu, fie lumea. Ceapă roșie, multă ceapă roșie, multă. Avem aici o boală, 7 lei 300 de grame din Lidl, extraordinară pe pâine prăjită, dar extraordinar de sărată. De aceea compensăm cu această conservă de Lidl care nu mi-a plăcut pe litoral, o știți. Mi-a plăcut, dar numai că nu era sărată. Nu punem mult. Dar punem. Pizza. Asta este o pastă de icre, concentrată, afumată. Pastă de icre, a fost un fum din lemne arit, mărar, în stil scandinav, așa, da, e bine așa, cod negru, deci din pește, cod negru. Bun, măslinele, le-am ținut în apă câteva ore. Că măslinile verzi n-am găsit niciunde nesărate. Nici le desărez eu. Ma. Punem peștele. Asta este nebunia mea. O să folosim ton la pizza făcută. În casă. Aici folosim ce avem. Duc că sunt sigur. Sunt 100% sigur. Și dacă n-am conserve de pește, har Domnului. Cred că cele mai multe conserve sunt de pește. Nu contează că-ți peștele balta. Spune că-ți peștele fata. Dacă se tinde la bani, gata, gata. Așa. Nimic nu se aruncă. Bun. Cum cașcavalul. Niște piper alb. Ca să compenseze. Și la cuptor, cu peste folie, bineînțeles, folia refolosită din toate.
Pizza. Cu pește. Deci combinația cu piper al peste. Și cu picăturile alea câteva din tubul acela este extrem de bună crema aia cu măcar. Foarte sărată. Bine zis, blatul drept. Nu lipi nimic. Asta e preferata mea. Lipsea ceva. Perfect. Este Hellas. Prietenul meu lipsit de pe litoral. Asta e. 7,90 Libia. 12 bucăți. Eu am primit 9. Mai bag, mai bag cu mult toată. Da, și lipit. O tentativă mică, nu? Dar na, bineînțeles, o să facem și pe blat. Facem blatul. Vedeți vă luțuie orice pește. Adică... din conse... de... da. Wow. Wow. Tovarăși, aceasta a fost seria de tentative de pizza pe lipi. În cinta.